Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou la podcastul nostru de pe Telemoldova Iași, Televiziune Națională, pe Radio IM Plus FM și ne puteți urmări și pe canalul nostru de YouTube, acolo unde puteți viziona emisiunile de până acum. Astăzi vorbim despre, zic eu, unul dintre cei mai celebri români, deși este foarte modest. Este Târgu Nemțean. Și este celebru pentru că a făcut parte din echipa care a descoperit genomul uman. E vorba despre domnul profesor Sorin Israel. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, domnule profesor Balan! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a sta de vorbă cu dumneavoastră, tocmai din Statele Unite. Cu mare plăcere. Și o să încep discuția cu dumneavoastră așa din copilărie. Sunteți născut în Târgu Neamț, absolvent de Ștefan cel Mare, pe atunci era liceu, acum este colegiu. Ați urmat studiile la Iași, la Alexandru Ioan Cuza, șeful de promoție sau șef de promoție al primei promoții a secției de informatică din cadrul facultății de matematică și continuarea o puteți spune dumneavoastră. Da, într-adevăr, ce ați povestit este corect. Deci ați ajuns până la facultatea de matematică din Iași, unde am fost unul dintre șefii de promoție. Am continuat fiind cercetător la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Institutul de Matematică și Centrul de Computer Science, Centrul Universitar de Computer Science. Primul an am făcut practică, cum s-a spune, în industrie la Centrul de Calcul al orașului Iași. Și după aceea am revenit și am continuat la Institutul de Institutul Miller de matematică și facultatea Alexandru Ioan Cuza, facultatea de informatică, unde am fost membru a primei promoții, cum ați spus. Și a fost un timp foarte frumos. Am avut ca director profesorul Călin Ignat, care a fost un mentor pentru mine, unul din cei mai mari suporteri ai mei. Și era clădirea cea nouă și frumoasă al Centrului de Calcul, care continuă să fie astăzi. Și deci ce ați vrea? Să povestesc ce se întâmplă după? Ne oprim deocamdată aici? Ne oprim deocamdată aici și am să spun așa că ați obținut doctoratul cu unul dintre cei mai mari matematicieni. Am avut onoarea să-l cunosc pe domnul Solomon Marcus. Și în anii 80 obțineți o viză în SUA și începeți o frumoasă carieră în Statele Unite. Da, deci doctoratul meu a fost la Universitatea din București cu profesorul Marcus, șeful de comitet, profesorul Sergiu Rudeanu și Dragoș Vaida, parte din comisie. De fapt, eu am avut ca conducători științifici pe domnul profesor Solomon Marcus și pe domnul profesor Sergiu Rudeanu. Au fost împreună, ei au fost mentorii mei. Și în 83 am emigrat în America. A fost un sfârșit cu aventuri. Am reușit să ajung în 83 în New Jersey, unde
o rudă a noastră care ne-a sponsorat emigrarea, ne-a primit și am obținut o poziție datorită ei, ruda mea, această Diane Schreier, o doctoriță de psihologie de copii care a făcut acest efort deosebit să ne aducă în America prin diferite metode. În particular, mi-a obținut două servicii. Înainte de a ajunge în America, erau timpuri total diferite atunci. Un computer science absolvent din România să predea computer science în America fără interviu și deci au avut două. Unul a fost la Wesleyan University în Connecticut și alta a fost la Tufts în Boston. Și Wesleyan a început în ianuarie, care noi am ajuns în America în 83, Christmas time. De Crăciun. Și de Crăciun. Și de la începutul anului a fost poziția de la Wesleyan, așa că imediat am mers acolo. După Wesleyan am m-am mutat la Albuquerque, New Mexico. A fost o poziție deosebită la un laborator de cercetare guvernamental, Sandia National Laboratories era numele. Astăzi e un film celebru, Oppenheimer. Sandia National Labs era parte din complexul nuclear. Era pe o Air Force Base. Laboratorul era înconjurat de avioane care îl păzeau. Și uite, un român ajunge în 92 la un loc de cercetare unde ai nevoie de clearance foarte serios și nu știu cum au reușit să-mi deie, m-au vrut pentru tehnică, capacitate care o aveam pentru ce aveau ei nevoie pentru research-ul lor. Și am început această lucru la Sandia National Laboratory, care a fost primul loc care mi-a schimbat viața extraordinar. Ăsta era un loc cu primele 5 supercomputers din lume, cea mai mare microscopy laboratory, era un oraș subteran pentru fusion, să facă atomic fusion. Enorm engineering, there were 2300 de doctori în fizică, chimie, computer science, matematică. A fost un timp extraordinar pentru mine să cresc. În prima zi când am ajuns, managerul meu mi-a spus, tu ești the project leader of a new project called Computational Molecular Biology. I-am spus, Ernie, eu n-am avut biologie din liceu. Și el a spus, da, știm, dar este o chemare de către Human Genome Project ca laboratoarele naționale care au sunt foarte puternice în privința computer science și matematică să înceapă să lucreze la Human Genome Project. Și noi, eu știu că nu ai background, mâine pleci la Rutgers, este un simpozion, un workshop unde vor fi atrași matematicieni și computer scientists să înceapă să lucreze la Human Genome Project. Și când am venit înapoi, după două săptămâni, mi-a plăcut foarte mult, mi s-au dat resurse să build un proiect de genomică, de computational biology la Sandia National Labs. A fost un tip foarte bun, 8 ani, în 2000
Sandia National Laboratory a avut o analiză a laboratorului, pregătirea pentru noul mileniu. Ce trebuie să facă acest laborator de o mare statură inginerească, științifică, să fie pregătită pentru următorul mileniu? Și comitetul care era format din decani a 40 de universități au spus biologie, biologie, biologie. Și atunci singurul proiect la Sandia era proiectul meu. Și așa că deodată am avut mare vizibilitate, le-au plăcut ce am făcut. Și în 2000, Craig Venter, președintele companiei Celera Genomics, m-a invitat la un interviu să vin la compania Celera Genomics. Asta e compania care, după cum știți, a obținut pentru prima dată genomul uman folosind supercomputere și chestii astea. Și atunci era o perioadă foarte dificilă în America, în sensul că această companie și în particular președintele ei era foarte agresiv și a spus că el va termina proiectul uman în 3 ani, iar era mijlocul, primii 8 ani au trecut, nimic nu s-a obținut significant, cantitatea de genom obținută era câteva procente și el a spus că în 3 ani el o să termine. Și a fost o mare, sigur, Human Genome Project era un proiect finanțat de guvern și erau foarte multe universități și laboratoare și americane și internaționale lucrând și această private company, Celera Genomics, a spus că ea va face mult mai repede și a fost ca un fel de Manhattan Project, era o acumulare de cei mai buni din lume, veneau unii după alții în fiecare săptămână ca să facă echipa cea mai bună și să putem face acest lucru. S-a construit un supercomputer care era cea mai mare computation pentru un proiect de pace a fost făcută la Celera. De obicei, proiectele de război cu nuclear simulation sunt mult mai mari, dar pentru un proiect de pace și deci asta a fost. M-a invitat la un interviu, mi-a făcut o ofertă care n-am putut să o refuz. În 2 săptămâni eram în Maryland la companie, lucrând deja. Am avut o casă în Albuquerque care n-am putut să o vând, că era foarte rapid. Celera m-a ajutat să o vând, mi-a compensat ce am pierdut. A fost un executive move, a fost fascinating. Și viața la Celera a fost, you know, like cea mai mare excitement în viața mea științifică. În 2001, deci munca dumneavoastră la Celera Genomics a fost încununată în 2001 de publicarea unei lucrări care se numea, în traducere în limba română, Secventarea genomului uman. Da, secvența genomului uman. Secvența genomului uman. Da, aceasta a fost ce s-a întâmplat. Compania Celera Genomics a avut o sister company, Applied Biosystems, care au construit aceste sequencing machines, instrumente care pot să iei DNA-ul unui organism, îl sparge în bucățele și este un întreg proces și îl pui prin mașină, prin instrument și obții bucățelele de DNA care le-ai obținut, componentele chimice care sunt 4 litere ACGT care
simbolice acestor componente. Și deci mașinile de secvențat îți dau această secvență care este pentru fiecare bucățică de DNA care o pui acolo. Și aceste mașini au fost excepțional de puternice, au reușit să citească până la 500 de litere în row, care e foarte important pentru computational aspect, pentru că vrei să faci un fel de puzzle în care toate aceste bucățele trebuie continuate prin algoritmi specifici and so on. Și în 2001 Celera a avut genomul ready, near final, și a publicat în Science Magazine. And în această echipă a fost, bineînțeles, Craig Venter, the first author, and un întreg industrial paper. There were like 700 de oameni. Și printre ei am fost eu ca senior director of computational biology și grupul meu, care erau vreo 20 de oameni. În particular a fost o româncă, una din cele mai talentați membri ale echipei mei, Liliana Florea, care e profesor acum la Johns Hopkins. Și am angajat-o și a făcut contribuții deosebite. Asta a fost publicarea în 2001 și a fost făcută în același an ca și Human Genome Project. Celera a publicat în Science, în Human Genome Project in Nature. Trebuie spus că paralel cu studierea genomului, dumneavoastră ați trasat și o problemă de fizică care nu-și găsise rezolvarea din 1923. Modelul Ising în spațiu tridimensional. E adevărat, e adevărat. Asta a fost... deci eu am avut excursia mea în America, a trecut prin trei, le numesc Camelots. Trei etape deosebite care mi-au schimbat viața. Prima a fost Sandia, a doua a fost Celera și după aceea Brown. Și undeva în between a fost Caltech, California Institute of Technology, unde profesorul meu de biologie, Eric Davidson, care am făcut postdoctoral studies, era și când am fost la Sandia Labs, care era acest engineering group, și mi-am făcut grupul meu, am avut nevoie de mai mulți bani să mai angajez niște postdocs. Și Sandia e government funded, fiecare an are bugetul ei, trebuie aprobați și vin banii. Și aveam nevoie de un pic de bani. Și mi s-a spus... Sunt mulți bani, dar trebuie să ai un pic deschidere spre alte domenii. Sandia era foarte interesată în biomaterials and so on. And mi s-a spus că statistical mechanics era un funding for it. And atunci deja lucram o problemă numită protein folding problem, care avea nevoie de statistical mechanic modeling. Și atunci am zis, domnule, am să încerc să văd ce e statistical mechanic. Și am deschis un textbook și primul capitol era Ising model. Și mi s-a părut așa de frumos și așa a rezonat cu alte probleme la care am lucrat eu. Și mi-am dat imediat seama de imensa... de faima acestei probleme nerezolvate, the three-dimensional Ising model. Și la Sandia, directorul meu era un tip, Bill Camp, care în prima săptămână când am ajuns la Sandia, m-a luat deoparte, el era manager atunci, nu era director. M-a luat deoparte și mi-a spus, Sorin,
tu ești destinat să rezolvi problema asta. Eu am făcut doctoratul la Cornell cu unul dintre marii cercetători în domeniul ăsta. Tu ai background-ul ca să faci aceasta. I-am zis, Bill, eu nu am background în fizică. Nu, o să vorbim așa. Și pe parcursul vieții mele la Sendia am devenit așa de pasionat de problema asta. Mi-au trebuit 2 ani până când am rezolvat-o și am rezolvat-o ca o problemă negativă, că nu poți construi soluția care Feynman și Onsanger și alții așteptau să fie posibilă pentru three-dimensional space. Și am făcut această lucrare, a apărut în cel mai competitive computer science conference și în momentul când am tranzitat de la Sendia la Celera, Science Magazine, Nature aveau editoriale despre descoperirea mea și când am ajuns a fost foarte interesant, foarte interesant că ajung la să intervievez cu Craig Venter și când a doua zi aștept în biroul lui, pe cine văd? Un tip care fusese chief of staff of Senator Dominici, unul dintre senatorii americani care au adus la New Mexico genomic research. Și acesta era Paul Gilman, era vice president for public relations. El mi-a zis, te-am urmărit ca un national scientist from Sandia, am văzut rezultatele tale în science and we suntem foarte proud of you. And e clar că el a contribuit într-un fel să mă aducă la Celera, care deja era un loc foarte faimos. Deci, engineering laboratories, Sandia National Labs, that's where I got this beautiful problem in physics and where I got genomics too. În prezent sunteți profesor la Brown University. Ați colaborat în cercetare și cu celebra MIT. Da, da. Am avut când am ajuns în America, am avut un visiting scientist position la MIT și am lucrat cu profesor Albert Meyer și Michael Sipser. And Albert Meyer on programming languages. El a fost ca un postdoctoral research stage for me in computer science. Da, da, mi-a schimbat viața și MIT, of course. Am lucrat niște probleme care erau foarte apreciate de profesorii mei și am reușit din nou să le rezolv și în felul ăsta mi-am făcut enough credentials ca în momentul când am ajuns la Brown. După toate chestiile astea, sigur m-au angajat ca full professor și chair professor și mi-au dat această chair professorship, o donație a unei Asian-born businesswomen, Julie and Gwen Brown. And acum la Brown sunt Julie and Gwen Brown, professor of computational and mathematical sciences. Ce, momentan, de ce vă ocupați? Ce aveți în cercetare? Sau de ce vă preocupă în mod deosebit în prezent și vă focusați pe acest lucru? Acum sunt foarte advanced lucrul meu de cercetare a unei probleme excepțional de importante, the protein folding problem. Cum codul a proteinele lucrează în corp, dar ele sunt secvențe de aminoacizi care fac un anumit fold. Și acest fold trebuie prezis computațional pentru că e extrem de costisitor să-l faci prin experimentare. Și aceasta este să consideră o grand scale, grand challenge problem
și este la intersecția biochemistry, statistics, physics, computer science, chemistry, medical chemistry. So many sciences are involved. Și eu lucrez în a rezolva de posibilitatea găsirii unui model care se poate rezolva exact, care n-a fost descoperit încă. Și sunt, lucrez la această problemă tot din timpul Sandia Labs, aproape 30 de ani, și sper că într-o zi am să o rezolv și, you know, am senzația că sunt foarte aproape de soluția. Aceasta este de mare importanță pentru drug design, pentru understanding the function of human organs, both când sunt healthy sau diseased. So, e una din cele mai faimoase open probleme care... Și asta este pasiunea mea curentă. Să sperăm că în curând veți ajunge și la rezultatele așteptate. Și cine știe, poate ceea ce descoperiți dumneavoastră e foarte important, așa cum spuneați, pentru înțelegerea funcționării organismului. Și poate Comitetul Nobel va socoti că ceea ce descoperiți dumneavoastră merită un premiu Nobel pentru medicină. E desigur genomul care a dat aceste posibilități. Că din momentul când genomul a fost făcut, harta, secvența, am ajuns la nivelul unde totul se întâmplă, sănătatea, dar și boala. Și acum înțelegem mult mai bine, avem componentele și datorită acestei imensități de insight and data, putem să mergem next la următoarele probleme mari care trebuie rezolvate. Cred că știu că aveți amintiri frumoase legate de România. Ați fost de curând la Iași. Anul trecut, da. Când mai veniți pe acasă, pe la Târgu Neamț? Este vorba, am fost invitat să vin anul ăsta la școala de computer science, care de obicei vin aproape anual în ultimii ani. E școala ECODAM, organizată de profesorul Henry Lukian de la Universitatea din Iași. Asta e școală doctorală de vară, unde de obicei vin și dau o lecție, unde vin... Anul trecut au fost studenți din țările din împrejurim. În particular, am avut plăcerea să cunosc niște master students din Ucraina. Două, numai fete au fost, pentru că băieții nu pot pleca, și două dintre ele vorbeau românește, și așa că a avut o mare plăcere. Și deci este o posibilitate să vin, aștept detalii. Sigur, la Târgu Neamț am mormântul bunicii mele, Sofie Shapira, care a fost sfânta familiei noastre, și totdeauna când vin în România încerc să vin la mormântul ei, să pun niște floricele, așa că Târgu Neamțul e o atracție totdeauna. Eu vă urez mult succes în tot ceea ce faceți. Așa cum am spus, sunteți, după părerea mea, unul dintre cei mai faimoși români, pentru că aveți o carieră în cercetare și o carieră universitară impresionantă. Și pentru că, așa cum ați spus, sunteți singurul român care a fost implicat ca șef al unei echipe, echipa de informaticieni, în programul Celera Genomics, care a dus la descoperirea genomului și la descifrarea întregului da, ADN. Însă ține minte că a fost și o româncă, Liliana, da. Florea, doi români. Ea a fost în grupul meu, băt, amândoi am fost acolo. Eu also vreau să vă mulțumesc pentru cartea care mi-ați trimis-o. M-ați pus pe copertă, sunt foarte mândru. Cu mare drag. Foarte mult de cuvintele kind words care le spuneți. Sunt,
foarte recunoscător. Sper ca alți copii din Târgu Neamț să meargă să facă studii la Iași și să facă contribuții în lume. Sunt în America de 40 de ani și la început erau foarte puțini români, au început să apară în ultimii 15 ani și sunt profesori de mare statură la multe universități americane, așa că sperăm să continue această avalanșă de talent românesc în lucruri de știință internaționale. Eu vă mulțumesc, vă urez mult succes și să ne revedem cu drag, să ne și cunoaștem, nu doar virtual, să ne cunoaștem și fizic și să vorbim și să descoperim mult mai multe lucruri frumoase. Cu mare plăcere și aștept să veniți să vizitați Brown University. Aș fi bucuros să vă sponsor o vizită. Dumneavoastră faceți așa de mult pentru Meridianul Ozana, Târgu Neamțul nostru drag. Așa că dacă aveți posibilitatea unei vizite, de obicei Boston e mai atractiv, dar Providence e o Brownie, o oră drive, so it's... Așa că vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm. Eu vă mulțumesc de invitație și discutăm și ținem legătura. Ținem legătura, da. Vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, avem cu ce ne mândri. Am cunoscut astăzi unul dintre cei mai celebri români cu rezultate importante, meritoase, unul dintre cele mai importante fiind faptul că a făcut parte din echipa care a descoperit genomul uman, domnul profesor universitar de la Brown University, Sorin Israel. Până data viitoare, vă las pe frecvențele Telemoldova Iași. La revedere!